În prima lecție începem cu instalarea Laravel. În documentația Laravel, în rubrica Installation, avem aici mai multe opțiuni și sunt câteva mici tutoriale cu explicații foarte frumos detaliat cum pornim cu Laravel dacă suntem în macOS, în Windows, în Linux și ce alte opțiuni vom folosi. Va trebui prima dată să aveți în computer instalat probabil și un mediu de dezvoltare, un PHP, un MySQL, veți avea nevoie de un editor care îl doriți voi, Visual Studio, eu folosesc PHP Storm sau altceva asemănător. Voi porni prima dată cu instalarea prin Composer și voi folosi în acest tutorial XAMPP ca mediu de dezvoltare, dar vom face și un video în care vom folosi Docker, deoarece este mult mai profesional ca XAMPP și XAMPP chiar mi-a, în combinație cu Windows, XAMPP mi-a făcut câteva probleme la aplicația Science Stories. Dar în scop didactic începem cu ceva foarte simplu și vom instala Laravel via Composer. Ce este Composer? Composer este un mic software pentru dependency management în PHP. Adică putem cu Composer instala diferite librării sau mici, să spunem, package, pachete de software care avem nevoie în aplicația noastră. De exemplu, știu, vreți să instalați probabil un software cu care puteți să editați fotografii direct în browser sau, în fine, sunt multe package pentru PHP. Acum, instalarea Composer este destul de simplă, nu mai intru acum în detalii, îl instalați, există un Composer setup.exe dacă sunteți în Windows sau pentru Linux, de asemenea este foarte simplu, sau macOS. Apoi, uităm în documentația Laravel, Installation via Composer și zice If your local machine already has PHP and Composer, eu am PHP deja instalat în computerul meu prin mediul de dezvoltare care îl folosesc, adică XAMPP și hai să vedem XAMPP unde ești, e aici, am XAMPP, am pornit Apache, MySQL, FileZilla nu am nevoie în acest caz, așa. Și este destul să copiem această comandă, Composer, create project, Laravel, Laravel, example-app. Example-app este numele aplicației. Voi copia doar aceasta și vă duceți într-un folder. De exemplu, la mine, deoarece folosesc XAMPP, sunt în htdocs. Introduc comanda în terminal și apoi adaug numele aplicației. Pentru că proiectul se numește Science Stories Forum, voi scrie, să spunem, SS Forum. A nu se înțelege greșit, da? SS este prescurtarea de la Science Stories. Și apăsăm un Enter. Va dura un pic. Și sunt instalate toate softurile necesare, toate package-urile care sunt relevante pentru Laravel, durează câteva secunde sau câteva minute, depinde de viteza voastră la internet și este gata. Acum putem să mergem direct în folderul unde avem aplicația și sunt aici în htdocs, SS Forum și avem aici mai multe foldere și fișiere. La prima vedere par foarte multe fișiere și pare foarte complicat, dar credeți-mă, o să învățați foarte rapid și multe chestii de pe aici chiar nu avem nevoie. De exemplu, aici în vendor nu o să umblăm probabil niciodată. Bun, voi deschide acest folder în editorul meu, eu folosesc PHP Storm. Iar acum sunt în PHP Storm și după cum se vede a apărut la mine aici pagina README, este pus direct pe README și aici este ceva documentație despre Laravel, dar vom șterge tot ce avem aici și vom înlocui cu câteva informații care sunt relevante pentru aplicația noastră, un mic de tutorial. Nu? Și cam asta a fost cu instalarea Laravel.
Acum putem să pornim deja serverul local pentru a vedea ce face de fapt acum această aplicație. Voi deschide un terminal, sunt aici chiar în folderul unde se află aplicația și este destul să scriu PHP Artisan Serve. Și este pornit un Laravel Development Server. Este destul să dați click pe un link aici și deja vedem cum arată aplicația noastră deja. Bineînțeles, acum nu avem mare lucru, este doar o pagină de start, link-uri către documentație, câteva explicații despre ecosistem și scrie aici și versiunea de PHP și versiunea de Laravel care o folosesc. Acest proiect îl voi urca acum în Git și anume îl voi pune la dispoziție, astfel fiecare o să aibă posibilitatea să îi descarce codul și să facă aceiași pași ca și mine și, bineînțeles, de ce nu, să îmbunătățească codul, să realizeze, eu știu, poate alte funcții după bunul plac. Voi deschide de un terminal nou, am realizat deja un repozitoriu în GitHub. Voi scrie aici un git init, voi inițializa acum, voi scrie git add, după aia git commit minus M, scriem aici instalare, install Laravel. Așa, hai să iau link-ul cu remote-ul. Git, de fapt, ăsta trebuie să-l pun aici. Git remote add origin și git push origin master. Iar acum eu va trebui să confirm datele mele de la GitHub. Iar proiectul este în GitHub, instala Laravel, primul commit, iar mai jos găsiți descrierea produsului, dar vom schimba asta ca să vă fie mai ușor să știți exact ce să faceți când veți lua proiectul de pe GitHub. Vom merge în README MD și voi șterge tot ce avem aici. De fapt, trebuie să merg aici. Așa. Și am trecut rapid aici cu copy paste câteva informații elementare. Ce trebuie să faceți când luați proiectul de pe GitHub. Dar despre asta o să discutăm în următoarele lecții și o să vedeți ce înseamnă npm install, ce înseamnă PHP artizan migrat și așa mai departe. Probabil vom actualiza documentația README din când în când. Bun. Acum, bineînțeles, voi trimite din nou README în GitHub. La fel, acum git add punct git commit minus m. Și trecem aici un commit update readme și git push origin master. Și mergem din nou în browser aici, actualizăm și vedeți, avem aici noua documentație, da? Și puteți să dați copy paste ușor la toate comenzile.